Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de vineri, 5 ianuarie 2024. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 5 ianuarie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem ceșcuța noastră de azi, dragii mei. Iată așa arată ea. Pentru voi toți. Asta este ceașca de azi. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi toți. Și iată cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă și de această dată, acest lucru însemnând cel puțin o veste bună pe care o vei primi și azi, dragul meu sau draga mea, o veste care... te va bucura nespus de mult, văd că unii dintre voi chiar veți vărsa lacrimi de bucurie, dar nu vă speriați, sunt doar lacrimi de bucurie, imediat vi se vor șterge de pe, vi se vor usca de pe obraz. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în această ceșcuță. Văd aici o persoană care nu știe ce să facă, stă și se gândește... Se gândește la tine, știe că sunteți suflete pereche și vrea să facă în sfârșit acel pas spre tine pentru a-ți spune ce simte cu adevărat. Deși cheia este la această persoană, el sau ea stă în stare de meditație, gândește foarte mult pentru că nu vrea să greșească. Pentru unii dintre voi, dragii mei, văd că o persoană nouă a apărut în viața dumneavoastră după o perioadă de analiză. Poți fi tu cel sau cea care îți dorești să faci un prim pas spre ceva anume. Văd că te pregătești de un drum nou în viața ta. Dragele mele, văd aici imaginea unei femei blonde sau cu părul șaten. Lupți sau ai luptat de dragul unei persoane dragi pe care tu ți-o dorești foarte mult în viața ta. Mai văd aici o cruce de lumină, vei avea noroc, succes în legătură cu ceea ce tu gândești, claritate, se pot deschide acele căi pentru a fi alături de o anumită persoană pe care tu ai dorit-o foarte mult în viața ta. Și mai văd aici o chitară, dragii mei, vei fi în acea energie de a te bucura, de a sărbători, inima ta îți cântă sau vei avea parte de reușite în legătură cu o persoană. Soarele răsare în viața ta, dragul meu sau draga mea, tot ceea ce îți dorești de acum în legătură cu relația ta, văd că se va împlini. Dragul meu, draga mea, văd că ești cu o anumită persoană de ceva timp, câteodată lucrurile merg bine între voi, câteodată vă mai certați, dar văd că de fiecare dată vă împăcați și reușiți să rezolvați fiecare stare de conflict de care vă loviți. Relația voastră devine mai puternică de fiecare dată, simți acest lucru și cu toate acestea mai sunt zile când te întrebi dacă oare această persoană a ta chiar te iubește așa cum pretinde sau poate că nici nu-și arată așa de mult sentimentele față de tine. Și iată că acest partener te invită în oraș și îți spune cât de mult ține la tine și își dorește tot ceea ce este mai bun pentru tine, pentru voi în viitorul apropiat. Ești cât se poate de fericită, draga mea, alături de acest om din viața ta. Dragii mei, dragele mele, văd aici un copil,
poate rămâneți însărcinate în perioada următoare, poate cineva dintre apropiați, dintre apropiatele voastre este însărcinată, sau poate nora voastră, dragele mele, veți fi foarte bucuroși sau bucuroase pentru această persoană. Mai văd aici un pinguin alb, sănătate, financiar, în dragoste, se vor întâmpla multe minuni în viața voastră. Stai fără grijă pentru că vei avea tot ceea ce îți dorești. Dacă ești departe de iubit sau de iubită, o să vă întâlniți. Dacă sunteți singuri sau singure, o să cunoașteți pe cineva potrivit. Văd aici un elefant și pești. Tot ceea ce dorești să faci se va împlini, va merge bine pentru tine, dragul meu sau draga mea. Văd aici o ușă pe care intrați pentru un loc de muncă, poate fi, poate în străinătate. Văd că mergeți după niște acte pentru muncă. Acest răspuns îți vine și o să fii foarte fericit sau fericită. Mai văd aici un vultur. O să aveți mai multă energie, ca vulturul, o să faceți orice lucru, toate pietrele din calea voastră le veți arunca, durerile din picioare se vor duce. În casa voastră văd aici neînțelegeri din partea rudelor soțului, cum vin aceste persoane la voi în casă, soțul tău le dă ascultare și voi vă certați de fiecare dată când aceste persoane pleacă din casa dumneavoastră. Viața voastră însă văd că a început încet, încet să se așeze. Mai văd aici un greiere. Îți dă de veste că vine liniștea, pacea, iubirea în viața ta. Mai văd aici un bărbat care pare a fi cu fiica lui. Vă cereți iertare de la tată, ceva ce ați greșit în urmă, în legătură cu niște bani. Văd cum tatăl vostru vă iartă, dragele mele. În 5 zile sau 5 săptămâni de acum înainte o să intri într-o perioadă nouă, mai bună. Vei cunoaște persoane noi în viața ta, poate vei primi un job nou prin aceste persoane. Ele vă vor ghida, vă vor scoate din greutăți, dragile mele sau dragii mei. Mai văd aici două persoane care se țin de mână. Începeți să vă înțelegeți mai bine în casă, vorbiți mai bine, sunteți mai uniți decât ați fost în trecut. Dragii mei, văd că se deschid ușile în fața voastră, vin zile minunate, parcă intri într-o curățire. Foarte multe drumuri mai văd aici pentru voi, pline de noroc. Nu plecați cu mâna goală și nu veniți cu mâna goală de nicăieri. Vă place să împărțiți sau să împărtășiți cu alte persoane. Când faceți ceva, duceți și la alții. Să știți că din ceea ce voi oferiți celorlalți, Dumnezeu vă va da mai mult. Văd aici patru uși care se deschid în calea voastră, în muncă, bani, dragoste, sănătate, multe minuni se vor întâmpla în viața ta, astfel încât nici ție n-o să-ți vină să crezi, dragul meu sau draga mea. Și mai văd două drumuri lungi, o să fie cu bine, o să ajungeți cu bine la destinație, poate vreți să plecați în străinătate sau într-un alt sat, oraș sau localitate. Totul va fi bine pentru că văd aici un cal care paște la picioarele tale, norocul este lângă tine, dar tu nu-l observi încă, însă într-o bună zi o să ai un semn mare al acestui noroc. O să fii foarte recunoscător sau recunoscătoare pentru tot ceea ce ți se întâmplă. Fericirea intră în casa voastră, dragii mei, și bani care vor intra în buzunarul vostru, văd aici, ați avut multe dureri, multe lacrimi și foarte mulți dușmani în perioada care a trecut, ați avut o viață grea și în copilărie și în prima tinerețe când v-ați căsătorit, dar acum a sosit timpul să fiți și voi fericiți sau fericite, dragile mele. Mai văd aici un pom, să știți că unde veți pleca, acolo veți prinde rădăcini. Poate vei face o afacere sau poate vei pleca undeva pentru un loc de muncă mai bine plătit.
În acea țară să știi că vei prinde rădăcini și vor veni minunile în viața ta. Mai văd aici o pisică, dragii mei, și o lună. Cum stă pisica la geam și se uită la lună, așa stați voi seara când sunteți obosiți, când veniți de la muncă, dragii mei, văd cum priviți la cer și vă conectați cu universul. Simțiți o mare ușurare în corpul dumneavoastră când faceți acest lucru. Dragii mei, văd că doriți foarte mult, mulți dintre voi, să aveți cuibul vostru, văd aici o cheie. Să știi că vei avea acea casă la care tu visezi, pentru că în spatele vostru văd și două uși deschise. Pentru cei cu inițialele S, M, L și O, văd aici un pantof ieșit din piciorul vostru, o să aveți bani în mâinile voastre și o să vă prindă foarte bine, pentru că văd că în perioada dinainte ați avut ceva probleme financiare, iar acești bani vă vor ajunge de data aceasta să vă plătiți toate datoriile. Mai văd aici un cal de mare, dragii mei, o să primiți un cadou de departe și văd că veți ieși la o adunare mare de oameni, un fel de logodnă sau un botez și o să vă cunoașteți ursitul vostru acolo. Este un bărbat înalt, slab, frumos și foarte amabil, dragele mele, îl veți cunoaște și veți merge foarte departe cu el, unele dintre voi, dragele mele, chiar vă veți căsători. Mai văd aici o ușă deschisă, era închisă înainte în fața ta, dar acum s-a deschis și îți vei rezolva și tu problema pe care o aveai. Haideți să vedem și dorința voastră, dragii mei, dragele mele. Iată cum s-a scurs negura din sufletul tău, din casa ta, în această ceșcuță și văd aici un cer senin deasupra voastră, dragii mei, se pare că toate lucrurile se vor rezolva într-un final așa cum voi ați așteptat să se rezolve și mai văd un drum, aceia dintre voi care sunteți pregătiți să plecați în străinătate sau în alt oraș, în altă localitate pentru a vă rezolva treburile sau în legătură cu un alt loc de muncă, să știți că veți avea drum deschis, da? Veți reuși și voi să ajungeți acolo unde vă doriți și mai ales vă veți bucura de acel loc de muncă pe care îl aveți. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!